mulțumesc, Denisa, bună ziua! Este o mare bucurie să vorbesc despre cartea Școli Nevoie. Este a doua oară când vorbesc despre un roman, despre un roman scris de acest autor israelian. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc Denisei pentru alegerea făcută și anume nu publicarea în limba română a acestui roman. Trebuie să-i mulțumim Denisei pentru multele daruri pe care ne le face prin raftul Denisei. Aș începe prin a spune că ne aflăm în fața unei traduceri excepționale. Ca întotdeauna Ioana Petridean știe să găsească cuvintele potrivite și să traducă foarte nuanțat un roman scris într-o limbă semitică, iată, deci nu o limbă indo-europeană. Este foarte complicat să faci corespondențele și să redai anumite nuanțe, de cele mai multe ori intraductibile. Ioana reușește să facă acest lucru frumos și fluid, într-o limbă foarte frumoasă și expresivă. Așadar, Ioana, îți mulțumesc! Și înainte să vorbesc efectiv despre roman, doresc să-i mulțumesc și doamnei Tania Berg-Rafaeli, șef adjunct de misiune, care, iată, este alături ori de câte ori un eveniment important cultural legat de lumea israeliană se întâmplă în România. So, I want to thank you for joining us every time we discussed about Israeli or Jewish culture. Thank you very much. Acest roman este un roman care aparține unui scriitor care s-a născut la Ierusalim, însă este un roman fără Ierusalim. Sigur, pentru mine, fiind foarte aproape de tot ceea ce se publică în zona iudaismului, este o mare provocare, nu? Un roman israelian fără Ierusalim. Este foarte mult din Tel Aviv aici, este foarte mult din Haifa, nu? Așadar, un roman foarte actual, care surprinde o viața personajelor care s-ar derula oriunde într-un alt context, nu neapărat legat în mod tradițional de o cultură. Așadar, cred că surprinde acele aspecte omenești care ne leagă dincolo de o tradiție sau alta. Prin acest lucru, cred că Școli Nevoie este foarte aproape de oricare dintre noi și cred că poate fi foarte ușor înțeles. Sigur că el oferă în egală măsură o privire foarte complexă, nu referitoare la cum se trăiește astăzi în Israel. Este vorba despre viața israelianului, nu este vorba despre Israelul văzut prin prisma religiei tradiționale. Acest lucru, cred, este remarcabil, pe de o parte. Pe de altă parte, m-aș referi la câteva aspecte. În primul rând, acest roman prezintă o configurație interesantă. Știm din celălalt roman, Trei etaje, că Școli Nevoie iubește simetriile sau, în orice caz, iubește o anume geometrie, geometria spațiului sau geometria personajelor, cum se întâmplă și în Trei etaje. Iată că această viziune a lui geometrică se regăsește și în acest roman, de data aceasta fiind vorba despre patru personaje principale care nu lasă loc pentru un al cincilea și care rămân patru până la final, deși se pune la un moment dat problema înlocuirii unui dintre personaje. Așadar, rămân patru personaje care sunt legate între ele printr-o prietenie de nestrămutat. Este un roman al prieteniei, așa l-aș descrie în primă instanță, însă, dincolo de faptul că este un roman al prieteniei, el va surprinde modul în care se îmbină ceea ce își doresc personajele cu ceea ce se întâmplă de fapt. Acest joc, care ține foarte mult de o anume capacitate de a înțelege schimbarea, changeability, după cum a spus doamna Tania Berg-Rafaeli. Acest joc este surprins de personajul, putem spune, principal, personajul narator,
și este analizat cu o detașare extraordinară prin introducerea, prin inserarea în cadrul romanului a câtorva pagini extrase din o teză pe care el dorește să o redacteze, o teză de filosofie, care are chiar această temă și anume problema schimbării. Care este tema acestei teze care constituie punctul central, nu, al activității lui academice, la care renunță, de fapt, în final? Tema este metamorfoza, sigur, pornind de la celebrul concept, nu, pe care îl instituie Kafka prin scrierile lui, metamorfoze despre viețile acelor filozofi care s-au răzgândit, despre viețile și operele filozofilor care, la un moment dat, au luat o razna, adică nu au ajuns într-un punct de cotitură și s-a produs o schimbare radicală în percepția lor cu privire la lume. Aceste pagini sunt doar câteva în roman, însă ele arată cum romanul reușește să iasă din sine și să se autoanalizeze. De fapt, nu se analizează într-o pagină câteva idei legate, de exemplu, de opera lui Wittgenstein sau de reacțiile lui David Hume, care își neagă nu propria scriere într-un apendice printr-o notă. Se vorbește despre Bertrand Russell și despre Whitehead. Așadar, problema aceasta a schimbării personajelor și a capacităților de a înțelege modificările destinului lor reprezintă, cred, tema principală a romanului. Aș mai spune doar câteva lucruri. Este un roman pe care Școli Nevo îl prezintă ca și cum este scris de unul dintre personaje. Și aici intrăm pe o linie foarte interesantă. Așadar, ni se spune în introducere că cel care a scris acest roman, nu, este tocmai unul dintre personajele romanului. Cel care a editat, cel care a fost lăsat să editeze romanul, se pare, este un alt personaj, iar cel care ar fi tipărit, sau ar fi trebuit să tipărească romanul, este tatăl personajului din carte. Foarte interesant acest joc și vă voi mai dezvălui, dacă îmi permite Denisa, încă 3 minute, doar câteva idei care poate se cristalizează în jurul subiectului propriu-zis al cărții. Așadar, patru prieteni se întâlnesc și au acest obicei de a se întâlni ori de câte ori se la patru ani, nu, când are loc nu pe campionatul de fotbal, campionatul mondial de fotbal, și la 4 ani când se uită cu toții la finala campionatului mondial de fotbal, așa debutează romanul, unul dintre ei propune ca fiecare dintre cei patru prieteni să scrie pe câte un bilețel o dorință, după care se ajunge la cifra de 3 dorințe, și să recitească bilețelele după încă 4 ani la următoarea finală pentru a observa dacă aceste dorințe s-au împlinit, nu s-au împlinit, ce se întâmplă. Ei bine, simetria dorințelor, chiar dacă titlul în ebraică este altul, numici ala hatiamina, adică o dorință la dreapta sau pe dreapta, cred că acest titlu este la fel de sugestiv și înțeleg că Școli Nevo preferă acest titlu pentru limba română, simetria dorințelor. Ce se întâmplă cu cei patru? Cei patru își exprimă cele 3 dorințe, fiecare dintre ei. Interesant este că în final dorințele se împlinesc, însă dorința fiecăruia se împlinește în viața unuia dintre prietenii lui, probabil prietenul de la dreapta. Așadar, dorințele se împlinesc, dar nu pentru cei care și le-au propus, într-un mod incredibil. De aceea romanul ne ține într-o tensiune fantastică. Interesant este că unul dintre personaje care ar fi dorit să facă o piesă, un film, nu? Un film. Personajul care ar fi dorit să realizeze un film renunță la a realiza filmul și spune că preferă să se concentreze asupra unei cărți de povestiri. Renunță la a face filmul pentru că, spune el, ar trebui ca unul dintre noi
să moară pentru ca eu să fac acest film și să moară în timpul serviciului militar, la care cel care scrie cartea, personajul narator, menționează, Yuval, eu sunt dispus în viitorul apropiat să mor. Și a spus lucrul acesta cu o detașare extraordinară. Ce se întâmplă, dorința acestui prieten se împlinește chiar prin cel care spune că este dispus să moară. În preajma nu celui de-al doilea campionat mondial, când urmau să se întâlnească cei trei, se observă cum această simetrie a dorințelor se împlinește în două feluri. Pe de o parte, personajul intervine și scrie o carte, cartea de povestiri. Pe de altă parte, în momentul în care apare cartea, vom vedea, el este la limita între viață și moarte. Ceea ce ne arată încă o dată că intuiția naratorului, personajului narator, și anume că n-ar fi fost perfect ceea ce se întâmplă și n-ar avea rost nimic dacă nu s-ar împlini toate dorințele, de aceea el scrie cartea, nu? Deci el scrie cartea, însă iată că se împlinește dorința prietenului lui. Foarte bizar, pentru că el într-adevăr lucrează în serviciul militar și iată, se încheie romanul cu acest moment în care nu știm dacă va muri sau nu va muri. Așadar, mizele sunt foarte înalte. Simetria, deși pare că este construită de personaje pentru a conferi un rost vieților, se vede că ea este mult mai adâncă și scapă controlului lor și ea oricum se produce, indiferent de intervenția sau nu a personajului. Aici se vede maestria lui Eșcolnikov, recomand cartea cu toată dragostea. Sigur, cu acest regret, cum se face ca un autor născut la Ierusalim să scrie un roman fără Ierusalim? Mulțumim frumos, Madea Sinciu.